n-ai un doctor, nu ai un spital, nu ai o farmacie, acum avem o farmacie, dar un doctor care vine o dată pe săptămână, stă două ori pe săptămână. Când am trăsnit, ziua uitase, noi ne-am obișnuit deja cu alarmele astea care le sună ziua, dar noaptea când începe dronele astea și când vine, nu știu ce să spun, nici nu știu, credeți-mă că zic așa că, Doamne, mai ajungem pe dimineață sau nu? Haideți să vă dau exemplu drumului de la Turcia la Chilia. Este extraordinar să-ți iei o comunitate cum e Chilia veche, tradiție, sat, istorie, să o ții pe loc datorită faptului că nu reușesc să facă drumul de la Tulcea la Chilia. 70 de kilometri de drum. E un coșmar. 3 ore jumătate. Băi, dar tu unde treci, mă? Unde? Tu pe unde treci? Și cel mai trist fapt al războiului, părerea mea, este că ajung oameni tineri, în mare parte, care nu-și doresc să fie acolo, să se lupte cu alți tineri care nu-și doresc să fie acolo, totul la comanda unor oameni care n-au pus în viața lor mâna pe armă. Vin înfometați la școală? Vin, foarte mulți, abia așteaptă să primească acel pahar cu lapte și cornul. Nu merge nimeni cu burta acolo la școală, să știți că chiar asta nu o cred. Chiar am accesat programul la hrană pentru copii. Avem cu pachete, să avem pachete alimentare. Ne-a afectat. În primul rând, sezonul de turiști s-a simțit acolo s-a simțit cel mai mult. La pescuit nu. Da, într-adevăr, am avut o perioadă de restricție când nu ne-am dat voie să ieșim la pescuit. Să părăsiți zona. Părăsiți zona, nene. Mă scuzați. Mie mi-e frică și pescar să mă duc să mai pescuiesc noaptea printre trasoare. S-a căutat, distrugerea practică a fermilor, aducerea la stare de faliment. Aveți familie aici, copii? Bineînțeles. Nepoți? Bineînțeles. Plecați în Germania. Casa și câinele atâta. La el casa și câinele, că el e mai sărăcuț. N-aveți soție, familie? N-are nimic, ai sărac. Nu vine nimeni ca să ăsta, că la ce să vină, să moară de foame?